Bună ziua din nou tuturor! Ne aflăm în fața Parchetului General din București. O să vă și arăt în câteva clipe de unde Diana va ieși din moment în moment. A fost ținută aproximativ o oră degeaba pe acolo până să vorbească cu unul dintre procurori. Să vedem acum cine va spune. Haideți să vă arăt mai întâi Parchetul General. Așa arată Parchetul General. Să vă arăt SRI-ul. Acolo este SRI-ul. Deci numai instituții de forță în zona asta și niște gunoaie, bineînțeles, că na, ce poate să fie aici? Gunoaie. Așa, deci asta este SRI-ul. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care știți că e cel mai înalt for al justiției țării noastre, deci Parchetul General. Ține de Ministerul Public și deci o mai ține el. Să vă arăt. Acolo este ANAF-ul. După cum știți, ANAF-ul are alte priorități în România, nu românii, nu firmele românești, dar îi protejează pe cei străini. Te cred. Nu arăți obosită, ai arătat obosită când ai ieșit din Parchetul Militar, acum nu mai arăți obosită. Ba nu, sunt foarte obosită. Hai pune geanta pe băncile alea acolo. Înseamnă... Că le-au prevăzut cu bănci, nu erau, dacă ți amintești. Acum ceva vreme nu erau. Eu sunt pentru fanii lui Șoșoacă. Da, am stat o oră să aștept să fiu primită de cineva din Parchetul General. Nu vă puteți închipui. Deci procurorul de caz nu este. Dacă nu e procuror de caz, am spus spun procuror general. Procuror general nu este. Zic ok, cineva care se ocupă de cazul ăsta. Nu avem. Dacă nu e procurorul, nu avem. Bun, nu se poate. Trebuie cineva, orice procuror, să-i dau datele pe care le am, să solicit intervenția de urgență în anumite domenii, pentru că primăria nu o face. O fac eu. Degeaba am vorbit cu Ciolacu pentru că văd că nici el nu o face. Sunt chestii de urgență. Cum e, de exemplu, redarea curentului electric, pentru că oamenii efectiv acum trăiesc ca în epoca de piatră. Nu mai au băi, frate, oamenii au și un salariu amărât de 1000 și ceva. Dar li se strică carnea în congelatoare, în lada frigorifică. Plus chestiile legate de morți, plus tot ce am descoperit noi și așa mai departe, pe care, da, chiar mi-a spus, m-a sunat la un moment dat un prieten procuror azi noapte și mi-a zis: auzi, zice, la câte chestii descoperi tu, nu ai vrea să le scrii mai repede cât ești în viață? Interesant, da. O să le scriu cât mai repede cât sunt în viață. Mi s-a cerut și aici de urgență memoriu pentru ceea ce am spus. Într-un final, am vorbit cu grefiera, că n-are rost să scriu eu. Dom'le, n-am timp să scriu, acum trebuie să mă duc, dați-mi să vă spun repede ce aveți de făcut și așa mai departe. S-au notat absolut, într-un final a fost un domn procuror Rareș, foarte ok, care ține și audiențele și a notat punct cu punct și m-a rugat și el urgent: faceți-ne memoriul la ceea ce ne-a spus și puneți filmările. I-am arătat și dânsului filmările, a fost foarte deschis și a pus mâinile în cap. Bineînțeles că tot ceea ce știam eu nu se știa aici, da? Și e bine că am venit. M-au și întrebat care e baza legală prin care eu fac chestiile astea și le-am invocat deciziile Curții Constituționale și legea 96/2006, prin care un parlamentar trebuie să se implice, are chiar obligația să se implice și să ajute organele statului. Bun. În ceea ce privește cazul familiei Lică, o să-l sun acum pe Sorin. Și o să vorbesc cu el pentru că trebuie făcută de urgență o cerere către parchet, către procurorul de caz. Am numărul de dosar, vom face o cerere, vin eu și o depun, că el nu are când să vină, pentru a se permite să depună pe cei doi părinți cum vrea el în curte, astfel încât să se poată face priveghiul acolo. Vreau să vă spun că multe din mizeriile pe care primăria le punea în în vina Parchetului General cu dispoziții cunoște, nu este vina Parchetului General, nu ei au dat anumite dispoziții, iar asta era treabă de primărie, de Consiliu Județean și de guvern, exact ce știam și eu, ca să se implice și să se termine mai repede acolo. Mai mult, perimetrul acela nu putea trebuia să fie extrem de bine asigurat, astfel încât să nu-i calce oameni pe acolo absolut deloc. Ne-am uitat și pe intervenția polițistului respectiv care l-a reținut și l-a încătușat pe ginerele familiei Lică, decedaților. Nu este polițist judiciar, se pare că este de la poliția locală. Deci este un exces de zel acolo, un abuz în serviciu și foarte multe alte lucruri. Voi face plângere și pentru asta. Mai mult decât atât, o să-i fac, am mai descoperit niște chestii și o să-i mai fac. Am spus și aici, voi depune o plângere și împotriva lui Arafat. Am vorbit și de asiatici, am vorbit și de elicopterul care efectiv a aruncat toată mizeria pe rănile pompierilor. Am adus la cunoștință, domnule Arafat, faptul că s-au făcut presiuni asupra pompierilor și a familiilor pompierilor pentru ca aceștia să nu spună nimic la anchetă. Deci, domnule Arafat, cu mine nu te pui. Denunțul va veni în câteva zile și acuzațiile vor curge ca și dovezile în acest sens. Eu m-am săturat de Raed Arafat, m-am săturat de toate mizerile făcute, m-am săturat să văd atâția oameni morți din incompetență, din neglijență, din neștiință, din neprofesionalism și pentru că a fost nevoie să moară oameni. Deci am sesizat și Parchetul General, se va lua acum, să ia urgent legătura cu procurorul de caz pentru a se rezolva situația cu electrica. Și ei spuneau la fel și la Parchetul Militar și aici că ar trebui, că electrica poate să intervină efectiv, să izoleze doar partea care este supusă pericolului și perimetrul asigurat. Ulterior se poate face lucrarea ca toată cealaltă parte a Crevediei să aibă curent electric. Deci se putea face și până acum. Și bineînțeles, cum spuneam și noi că se putea face, dar nu voiau. Mergem peste electrica să vedem. Cine le interzice cu subiect și predicat. Exact, asta e foarte important. Așa, între timp au sunat oamenii unde poate să doneze mâncare și mai departe. O să trecem să luăm și de la Nea Vasile glucozonaci și să le spunem aia. Contul unde pot? Da, imediat o să facem anunțul, se poate, da? O să fac acum, am vorbit la AEP, se poate contribui pentru această cauză umanitară și în conturile partidului SOS România pe care le găsiți pe site-ul sosrom.ro, dar vă rog să scrieți contribuție eveniment social Crevedia. Vă rog frumos, asta trebuie să scrieți. Eveniment social contribuție, ca să știm. Contribuție, eveniment social Crevedia, pentru că absolut toți banii trebuie să se regăsească așa cum sunt dați în cont. Contribuție, eveniment social Crevedia, toți vor fi puși pentru și trebuie să se regăsească. Cât s-a depus, atât să fie în facturi. Da? Da, da, facturile deci, vor exista. Aici este totul controlat de instituțiile statului. Nu mă joc, vă rog frumos, contribuție, eveniment social Crevedia. Da? Intrați pe SOS.ro și noi vom posta aceste conturi astfel încât să putem să... Așa. Trebuie să mergem acum, am un necesar din partea familiei de 10 persoane unde am dus aparatul de oxigen. Soția lui e bolnavă de cancer. Doamne, mama copilului a rămas fără lapte, e un copil de 7 luni. Șoc psihic. În timpul exploziei a rămas fără lapte și fac un apel, am vorbit și cu psihologii cu care colaborez eu, dar fac un apel la toți psihologii din România să fie oameni și să ofere tratament psihologic tuturor victimelor pe gratis. Deci vă rog foarte mult, avem nevoie de psihologi care să ofere tratament psihologic pe gratis. E Facebook-ul plin de psihologi care își fac reclamă. Acum chiar ne dorim să-și facă cu adevărat reclamă, făcând asta pe gratis pentru oamenii necăjiți de acolo. Stai că e un moment în care chiar au nevoie. Da. Deci, pentru familia Iliescu, cel cu oxigenul, necesarul este următorul: lenjerie de pat, Pampers numărul 4, cratiță, tigaie, oală mare. Am fost să luăm, dar nu ne permitem financiar deocamdată, ce am primit bănuți să avem de mâncare. Deci atenție, sunt 10 persoane care mor de foame. O salta gonflabilă, nu avem unde pune, știi tu în partea aia, unde pune altă mobilă, salteaua o putem strânge. Încălțăminte băieți 35 și 36, încălțăminte bărbați 42 și 43, damă 37 și 39. Tricou femei măsura M și bărbați tot M, deci femei și bărbați măsura M. Hăinuțele și încălțămintele doar dacă este posibil, deoarece am primit câteva ajutoare, dar sunt mici sau mari, ba chiar unele rupte ne putem fi folosite. Nu donați așa ceva. Nu donați cârpe, oameni buni. Da? Nu trențele de care vrei să scapi din casă. Aruncați-le la gunoi, nu pentru oameni amărâți care au nevoie de ajutor. CPC-le bune să le ducem la ceilalți oameni în nevoie, ca și noi astăzi, și aparat aerosol pentru soți, pentru că în afară de aparat de oxigen îi trebuie aparat de aerosol. Și în ultimul rând, vă mulțumim pentru aparatul de oxigen, soțul a dormit mai liniștit. Cu mare drag îi mulțumim lui Andrei, Andrei Dinache, patronul firmei care i-a donat acel aparat de oxigen. Să știți că este extrem de scump. Da, la nivelul miilor de euro, da. La nivelul miilor de euro. Da, la nivelul miilor de euro și este și foarte greu, 25 de kilograme. Așa că, dragilor, am anunțat și Parchetul General și Parchetul Militar cu absolut tot ceea ce am aflat, plus urgențele, care înseamnă electrica, să se dea drumul la lumină. Am vorbit și de înmormântarea soților Lică. O să vorbesc cu Sorin să-l pun să facă cererea, o să-i o iau eu și o să-i o aduc aici la parchet, să-i o înregistrez. Da, Sorin Lică a fost și la Luis Lazarus în direct. Știu, iau legătura acum. Deci v-am promis că mă implic în cazul ăsta, am fost. Acum încerc să mă duc la electrică, până mergem acasă, mă schimb și eu în haine de muncă, de teren, de alergătură. De alergătură și iau și eu tricou cu SOS, cu doliu. Așa, și mergem. Și mergem la Nea Vasile să luăm cozonacii. A, da, a promis cozonaci, da. Așa, m-a sunat când eram la parchet. Să mai luăm mâncare. Nu știu dacă le-ai arătat mașina cât de plină de haine. Nu, mașina e departe de aici, nu l-am arătat. Mai avem conserve și mă duc să cumpăr niște cearșafuri, perne și așa mai departe. Să vedem, o să am fost saltea gonflabilă. Familia doamnei Troia vrea să doneze 1000 de lei și să mergem să cumpărăm lucrurile astea. Bun, acum măcar dacă lumea știe contul, e contul partidului, doar să scrie eveniment social, contribuție, eveniment social. Deci cuvintele sunt social, Crevedia, contribuție, eveniment. Da, într-un final am reușit să colaborăm și cu Parchetul General. E ok. Da. Mulțumesc autorităților că într-un final au dat curs, au înțeles. Înțeleseseră la început că mă interesează pe mine din dosar. Cum să fac așa, că sunt om de lege, n-ai voie să cer date despre dosar. Am venit eu să ofer informații. Sau a fost un motiv dosar să te lase să aștepți? Nu, nimic, am stat o oră, am așteptat și pe urmă încă o oră am vorbit și le-am adus la cunoștință. Se putea și mai repede, dar ăștia sunt la Parchetul General. De aici la față.